Universitatea Craiova este pe locul 2 după 11 etape. Oțelul Galați are un meci în minus, s-ar putea să conteze la această ordine. E pe locul 2 Craiova la 3 puncte de liderul Universitatea Cluj. Clujul a făcut un pas greșit în această etapă și atunci se mai strânge acolo clasamentul, că echipa lui Năluțu Sabău se dusese așa puțin. Avea la un moment dat 5-6 puncte diferență. Florine, până la urmă era rezolvat meciul, dar cu ceva suspans în sensul la golul anulat. La golul, da. Nu s-a pus nicio problemă din punctul meu de vedere, problema echipei învingătoare. Craiova a fost echipa mai bună. Extrem de interesant cum a început Costel meciul de astăzi cu formula asta extrem de ofensivă, cu bancul sus. N-am mai jucat de mult în formula asta, cu trei pe fund, după aceea a intrat și Endong, fundaș stânga pur, dar m-a impresionat. Nicușor a făcut o partidă extraordinară această seară, și el și Ivan, bineînțeles Mitriță, au avut consistență, au avut ocazii multe de poartă. Cred că și dacă marcau acel gol, nu cred că, pentru că a fost o diferență foarte mare între cele două echipe. Craiova a arătat bine după foarte mult timp, a arătat foarte bine. N-am înțeles la sfârșit acum de ce, mă rog, problemele alea acolo cu suporterii, că au dat o pasă înapoi, chiar n-am înțeles lucrul ăsta, pentru că în seara asta jucătorii care au făcut o partidă extraordinară. Bun, mergem să-l ascultăm pe omul meciului, cred, Baiaram. A fost un meci foarte greu. Cu știșii noastră am venit după multe meciuri în care nu ne-a ieșit jocul. Ne bucurăm că în această seară am câștigat. Am făcut un meci foarte bun și sperăm ca la meciul următor să luăm cele 3 puncte și să ne apropiem. Astăzi ai dat două goluri clasice, așa, centrare, adică fără prea multe floricele, nu? Să mai merg și asta, nu? Da, am dat două goluri cu capul. Mă bucur că am fost acolo. Asta e munca întregii echipe. Eu doar am finalizat și mă bucur că am fost acolo. Bănuiesc că n-a fost deloc o perioadă foarte plăcută pentru voi, că lumea imediat reacționează când nu câștigați. Cât nevoie aveți de victoria asta în primul rând? Da, ne-am obișnuit. Toți jucătorii de la Universitatea Craiova știu că dacă sunt rezultate este liniște și nu deranjează nimeni. Ne bucurăm că am câștigat, cum am zis și mai devreme, și sperăm să ne dea moral în continuare să câștigăm. Mitriță, 7 goluri. Văd că mai ai încă un atacant pe lângă Colici cu echipier. Cu cine te bați, de fapt, pentru titlul de golgheter? Că mă gândesc că te înscriști tu în curs. Nu mă gândesc la acest lucru. Eu, în primul rând, mă gândesc să fiu sănătos. Am lipsit destul de mult în ultima perioadă. Nu am foarte multe jocuri în picioare. Mă bucur pentru altul. Da. Din păcate, am avut flash-uri în meciul ăsta. Câteva minute ne-am pierdut capă și după aia ne-au taxat echipa, ca Craiova te taxează la aceste faze. Am avut o prima parte bună cu posesie, ok, am fost egal cu ei, dar după aia s-a văzut individual că sunt echipa bună, trebuie să se feliciți și asta e, noi trebuie să ridicăm capul și să mergem mai departe. Tu ai dreptate, individual, așa, comparația nu chiar prea are cum să fie făcută, dar ați primit două goluri din centrări, adică n-a fost așa faze chiar foarte complicate, nu? Adică te supără puțin. Da, dar centrări de calitate prin niște contraatacuri, asta e calitatea când ajungi acolo. Eram mai mult deschiși și am avut niște și absențe, Antoche, Bărbuț, și pentru noi e foarte mult în momentul de față să avem atâtea absenți și am sperat, ne-am pregătit bine, dar nu eram atât de buni în seara asta. 3 înfrângeri consecutive, greu de digerat, sau oarecum trebuie ținut cont și de faptul că a jucat cu Dinamo, cu Rapid, da, și cu Craiova? Da, ține cont că am jucat cu echipele bune, avem mulți jucători care n-au fost în prima ligă, încă se obișnuiesc cu meciurile mari și o să ajungă și ei și noi toți la un nivel bun. Trebuie să continuăm tot așa. Apropo de flashback, cred că mai ai un flashback și cu ratarea ta, când portarul era căzut și totuși n-ai reușit să dai gol. Da, 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 n-am ridicat că trebuie, mingea era un drop kick, felicitări și portarului cum s-a ridicat, meritul lui, n-am avut noroc. Mulțumesc! Mersi! Baftă! Da, l-am ascultat pe Aganovic și vorbeam aici despre faza de la care se făcea referire și în interviu, unde am avut o discuție cu Marius Avram, pentru că eu n-am prea înțeles ce a vrut să facă acolo Radu Petrescu. Horațiu Feșnic. Horațiu Feșnic, da, scuze. A fluierat, ai un fault inexistent. Da, dar inițial
Inițial a vrut să lase avantaj. Arată două mâini. Inițial a vrut să lase avantaj, apoi văzând că portarul nu se ridică pentru a porni un eventual contraatac, a decis să revină asupra faultului care n-a fost. Dar nu e o fază importantă, el e o fază minoră. El era convins că a fost, da. Marius, dar cum e cu liniile astea? E obligatoriu ca după o fază, cum a fost faza de la golul anulat Slobozie, să vedem și noi linia? Am văzut în celelalte campionate că nu există fază care să fie fost și care să nu fie arătat. E obligatoriu sau? Eu îți explic din punctul de vedere al arbitrilor. Ei, după ce termină de tras liniile și iau decizia dacă a fost sau nu a fost offside, transmit mai departe această captură cu liniile către carul de transmisie. Ce se întâmplă mai departe? Nu e treaba. Nu mai e treaba arbitrilor. Dar la un moment dat s-au arătat liniile. Uite, s-au arătat? Uite. Bun, hai, vrei să vorbim puțin despre faza asta, Marius? Dacă avem timp, sigur. Hai să vorbim. Este o fază în care jucătorul care a primit mingea din respingerea portarului, jucătorul care se afla în tușă, foarte aproape de arbitru asistent, o să vă rog să-l urmăriți, departe, da? În fața arbitrului asistent. În momentul șutului, acel jucător se afla în offside. Conform legilor jocului, atunci când în momentul jucării mingii de către un coechipier, adică al șutului în cazul nostru, mingea respinsă de către portar pentru a împiedica înscrierea unui gol ajunge la jucătorul aflat în offside, offside-ul este sancționabil. Deci este o decizie corectă, vedem liniile par bine trase, nu văd nimic. Aici portarul respinge încercând să oprească un gol și acel jucător vine și joacă mingea, deci este offside. Aici nu se pune problema pentru că era în spatele mingii. Da. A durat foarte mult pentru că sunt trei faze care trebuiau analizate. Mai este și o pasă în centru unde tot așa a fost o limită, mai este acest șut unde vedem și noi că este destul de la limită offside-ul și mai este și pasa din care se înscrie unde este mai clar că nu este offside aceasta. Păi, da, stai puțin. Dar nu trebuie să stau la toate trei. Trebuie nu la toate trei, dar până îl găsesc. Dar asta a fost prima. Asta a fost prima pasă. Asta a fost deja a doua, da. Șutul. Și dacă l-am descoperit pe al doilea, nu mai merg la al doilea, exact. Da. De ce, Val? Ți-a plăcut Craiova? Da, am și spus la pauză că Universitatea are toate șansele să câștige meciul ăsta. Mi se pare că și-a revenit. A fost o perioadă în care lucrurile n-au fost așa cum trebuie acolo. Nu știu ce s-a întâmplat cu Screciu. E un jucător care mie îmi place, dar care ar fi folositor și echipei naționale. Nu știu, probabil că e o accidentare, nu știu de ce a fost schimbat sau de ce s-a întâmplat la pauză. Mitriță din nou forțează venirea la echipa națională cu evoluțiile pe care le are. Bancu mi-a plăcut foarte mult în seara asta. Bayram a venit senzațional la ambele, la fiecare fază de atac. Dezamăgitor ce s-a întâmplat în apărarea celor de la Slobozia, dar probabil că așa e o echipă nou promovată, cu toate că a făcut meciuri mult mai bune contra altor echipe din București, a fost așa cum a fost Rapid, cum cu cine au mai jucat. Cred însă că Țăranul, în ghilimele Mihalcea, face absolut tot ce poate să mențină echipa acolo cât de sus cu banii și fondurile care sunt existente la Slobozia. Slobozia a arătat o echipă solidă care știe să se apere. Azi nu. Astăzi a arătat-o în primele 35 de minute. Ok, e greu de analizat. Ori Craiova n-a putut, ori Slobozia a putut și să se apere și n-a lăsat Craiova. 35 de minute, n-a ajuns Craiova la poartă. Nu? Da, dar și tot vine primul gol, care vine nu dintr-un contraatac, cum a fost al doilea și cum spunea Gănovici, ci din, era o fază statică, centrare foarte bună, da. Andrei Ivan și vine, apare foarte bine. Nu cred că se putea pune problema învingătorii în seara asta. Păi adică nu se putea, Craiova, dar vreau să zic 35 de minute, dacă Craiova nu s-a apropiat de poartă, înseamnă că eu m-am apărat bine, nu? S-a apropiat de poartă, dar n-a fost eficientă și n-a fost ocazii foarte clare. Mie așa mi s-a părut. Păi n-a fost nicio ocazie, niciun șut, n-a nimic. N-a fost nicio ocazie, da. Hai să-l ascultăm și pe Țăranul, cum îi zice, da. De ceva, da. Chiar ați pierdut și precedentele două meciuri, dar mai strâns scor. Da, bun. După prima repriză mi-era frică că scorul poate să fie mai mare. Am fost mediocri în prima repriză. În a doua, cumva, am încercat să revenim. Am fi putut la acel gol anulat, dar pe final, când am rămas deja în 8 oameni, era din ce în ce mai dificil și acum că a fost 3-0, că era 2-0, e mai puțin important. E important
evoluția noastră și cumva trebuie să ne pună pe gânduri. Devenim și din ce în ce mai puțini. Astăzi am mai pierdut doi oameni și în economia campionatului contează și, bineînțeles, a noastră, pentru că nu avem un lot foarte mare. Dar una peste alta nu stai să mă plâng, trebuie să găsesc soluții și le voi găsi. Unde s-a făcut cel mai mult diferență? Unde a simțit? Atitudinea. Atitudinea e... Am simțit că avem aceeași atitudine de lăsătoare, un pic fricoasă, ca și în meciul cu Rapid. Am pierdut starea noastră de spirit și lucrul cel mai bun al nostru, organizarea, și lucrul acesta s-a văzut contra unor jucători valoroși, un jucător care îți dau impresia că te lasă să joci, dar în momentul în care au mingea știu ce să facă și, drept dovadă, nu le-a trebuit foarte multe ocazii ca să înscrie cel puțin în prima repriză două goluri. Ați mai avut experiențe în Liga 1, dar acum poate sunteți mai legat sufletește pentru faptul că sunteți pe banca Sloboziei. Cât de complicat este să duceți această echipă, să o mențineți în primul rând în Liga 1 după aceste 11 etape, comparativ cu ce provocări ați avut până acum în prima ligă? Bun, știam de la început că va fi extrem de dificil. Am avut un început de campionat bun și până la urmă trăind de pe urma punctelor acelea luate. Noi am mai fost în situația să pierdem 3 meciuri la rând, după care am avut 2 victorii. Noi încă suntem acolo. Campionatul e destul de strâns în zona play-out-ului, așa că nu dramatizăm, trebuie să învățăm și eu cât și jucătorii și să înțeleagă această atitudine, că nu le-am făcut nimic ca să iasă în a doua repriză mult mai determinați. Totul pleacă de la gândire și, bineînțeles, și din experiența unor jucători. Și vom continua această luptă. Noi nu, adică nu sunt un tip care mă dau bătut așa ușor, mai ales că ai specificat foarte bine, eu am reușit să o promovez și voi face tot posibilul să o mențină Liga 1. Așa că nu ne rămâne decât să muncim în continuare. Până la urmă ne-a bătut o echipă care în momentul de față este pe locul 2. Nu e o echipă oarecare. Așa că nu fac decât problemele cele existente. Pentru următorul meci jucăm la 3 zile și uitați-vă că pierdem oameni. Încercăm să recuperăm din cei care au fost accidentați și mental. Dacă ei înțeleg nivelul Ligii 1, pentru că până la urmă 11 puncte tot ei le-au făcut, așa că trebuie doar să redevină jucătorii de la începutul campionatului. Nu știu, vom găsi soluția asta cu siguranță. O ultimă întrebare, știu că poate pentru nou promovate e foarte important să joci acasă, dumneavoastră nu beneficiați deocamdată de acest confort. Vreau să vă întreb dacă sperați să jucați în sezonul ăsta măcar meciurile cruciale din a doua parte a sezonului și cât de important este acest lucru. Cu siguranță pentru orice echipă este extrem de important să joci acasă, cu atât mai mult pentru noi care suntem în nou. Până în iarnă, nu știu, tragem speranțe, dar până la sfârșitul competițional sunt convins că vom juca. Nu știu câte etape, lucrurile decurg birocratic într-un decurg bine, cred și sper să nu se întâmple altceva și să nu reușească de fapt să demareze lucrările la stadion. Dar ceea ce vom trăi acasă e totuși cu totul altă atmosferă decât în meciurile de până acum de pe teren propriu. Cu tot respectul, clinceni, gazdă primitoare, dar ne dorim să ne întoarcem acasă. Mulțumesc! Dar, apropo, asta e că am uitat să-l întreb de ceva. Ai ținut cu Feșnic? Poftim? Ai ținut cu Feșnic în seara asta? De eu am ținut cu Feșnic. Deci, l-ai doar de ce bază răspunde. De ce bază răspunde. Am ținut cu un arbitraj corect. Da, da. Dar n-am înțeles de ce n-a dat mai multe minute de prelungire. Dar de fapt era 3-0, n-avea rost să mai lungească. Pentru că s-a stat mult la faza aia, nu? S-a stat foarte mult la faza aia. Păi putea să mai dea un minut, două, dar... Era 2-0, nu era 3-0. 2-0, da. S-a stat 5 minute, am înțeles. Doar pentru faza aia, au mai fost schimbări, au mai fost... Cartonaș roșu, goluri. Da, exact. Cred că trebuia să se ducă mai mult. Trebuia să dea mai multe minute pe lungire, dar până la urmă... Golurile au fost în prima repriză, primele două. Da, așa. Deci un gol și cartonaș roșu. Păi nu, golul a fost în prelungiri, domnul arbitru. Când ai stabilit deja numărul. Deci trebuie atunci prelungite. Prelungire, nu? Ai văzut ce a făcut Bădala?
Că da, da, 9 minute și da, se corect, și am lăsat 4, 4 5 în plus. Da, bun. Da. Bun. Nu, dar arbitrajul a fost ok. Și cartonașul roșu, un jucător care are un cartonaș galben pentru o fază aproape identică, dacă mi-aduc eu bine aminte, face din nou același lucru și primește cartonașul roșu, iar fotbalistic au trecut de la 2 la 1 la da. Jucător eliminat și 3 la 0. Deci acolo se putea întâmpla ceva, ce se putea schimba jocul. Echipă. Și uite că VAR-ul a luat decizia corectă. Îl ascultăm pe antrenorul Universității Craiova, Costel Gâlcă. Felicitări pentru victorie, mai ales că a fost în sfârșit și o victorie fără gol primit. Bănuiesc că astfel vreți să arate echipa dumneavoastră. Știu că sunteți perfecționiști și o să spuneți că n-a fost perfect, dar a fost bine, nu? A fost bine. Prima repriză am jucat foarte așezat în teren, tactic bine. Am venit cu centrări, cum ne-am dorit pe finalul reprizei. Am și marcat de două ori. Cred că și în a doua repriză trebuia să alternăm puțin acțiunile, să deschidem mai mult jocul la margine, pentru că știm că Slobozia se închide foarte bine, închide foarte bine centrul terenului și acumulează mulți jucători în careu. Cred că dacă deschideam mai mult jocul și în a doua repriză puteam să marcăm. S-a complicat puțin meciul, într-adevăr, dar până la urmă nu am primit gol și e un lucru foarte bun, un lucru pozitiv pentru noi. N-a fost o perioadă chiar comodă nici pentru dumneavoastră, nici pentru suporte, nici pentru jucători și totuși după un rezultat de genul ăsta reveniți pe locul 2 la 3 puncte de lider și pare așa puțin că s-a exagerat, nu? În perioada precedentă, chiar dacă ați luat doar 2 puncte în 4 etape. A, era altceva. V-am spus, cu câteva puncte în plus și încrederea și tot, cred că arătam altfel. Și îmi doream lucrul ăsta ca să avem mult mai multe puncte. Am mai spus și înainte și la alte conferințe, ne creăm multe ocazii de gol, dar nu reușim să le concretizăm. A fost un moment, nu știu, nu neapărat, nu i-aș spune neapărat ciudat, dar inedit. Suporterile pe final de partidă voiau să mai înscrieți, la un moment dat au și fluierat când ați pasat înapoi la portar, deși aveați 2 la 0. Lumea vrea și spectacol aici. Asta e. Ok, sunt de acord, dar important sunt punctele, important e să câștigăm și cred că le cer suporterilor să ne susțină, să susțină jucătorii din teren, pentru că ei sunt care își doresc primii să câștige aceste meciuri, să scoate toate punctele posibile în fiecare meci și cu susținerea lor, cu siguranță că vom arăta altfel. Știu că sunteți temperat și echilibrat, dar aici, cu toată lumea cu care mă întâlnesc de când dintr-un oraș și până ies, toată lumea așteaptă titlul ce le transmiteți. Că, indiferent de ce spuneți dumneavoastră sau jucătorii. Nu, dar am spus și în alte dăți și la alte conferințe. Noi trebuie să scoatem maximul la fiecare meci, să ne gândim, să luptăm pentru titlu, pentru că numai cu această mentalitate putem să ne batem cu adevărat pentru titlu. Așa că depinde numai de noi, depinde bineînțeles și de susținerea suporterilor. E importantă pentru noi. Ultima întrebare. Astăzi ați avut 3 jucători noi pe bancă. Cicăldău, Luchici a și debutat și fundașul în dreapta spaniol. Sunteți mulțumit de cum arată lotul în momentul de față sau mai apar modificări? V-am spus, noi încercăm să-i forțăm, să-i băgăm înainte de timp, dar normal, pic cât un pic. Sper să facă progrese pe plan fizic, să fim mult mai omogeni și sper să arătăm mult mai bine în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Florina, cred că te rog, vrei să plecarea zici lui, da, l-am văzut că vorbea despre lot. Cred totuși că plecarea lui Crețu de acolo a dereglat mult la mijlocul terenului. Hoșim, acum cheamă, să Hoșim, nu fac da, o gafă. E un jucător bun, dar nu este, din punct de vedere tactic, nu face ce făcea Crețu. La un moment dat a jucat și cu Căpățână. A jucat Căpățână cu Oshima la mijloc. Nu sunt doi jucători care să poți să te, din punctul meu de vedere, titulari în zona de mijloc, să te bați cu ei la titlu. Eu cred că aici are probleme, puțin. În schimb, a schimbat sistemul, Nicușor a urcat mai sus bancul, face o treabă extraordinară, dar, repet, aici la probleme, din punctul meu de vedere, mai sunt reglaje de... Sigur, intră Cicăldău. Când va intra, este un jucător de valoare, un jucător care va aduce un plus cu siguranță, dar acolo, în zona aceea, cred eu că au avut probleme. Dincolo Slobozia, sigur că înfrângerile astea îți iau din acest entuziasm de nou promovată, plus faptul că nu joacă acasă.
Da. Nu este simplu pentru Mihal și echipa lui să fie tot timpul pe drumuri, nu să stau în casa lor. Da. Cred că suntem într-un moment al campionatului în care observăm bunele slăbiciuni. Bun, la început, abia a început sezonul, până ne încălzim puțin. După aceea, cred că acum suntem iarăși cu o cădere și mă refer aici la echipele importante care se bat, să zicem, an de an la mai mult decât play-off. Universitatea Craiova, bun, a bătut acum după 4 etape în care a scos doar 2 puncte. Nu aș spune că a convins, a fost încântător, dimpotrivă. Au fost multe momente. Revin până la primul gol marcat de Bayram, nu s-a întâmplat nimic pe teren. Adică a exact mai avut Colici, lovitura cu capul, quasi tot central venit de aici din. Da. Ok, e un 3-0 cu Unirea Slobozia, care nu știm de unde să o luăm. E Unirea Slobozia aia care ne-a impresionat la început de campionat și uite, e o victorie importantă, că de obicei echipa lui Adi Mihalcea nu e astfel de bătăși sau o bați greu, sau e una la început de cădere? Astăzi nu, eu cred că au arătat cam cel mai rău. Am urmărit toate jocurile echipei lui Adi, astăzi nu, chiar nu, astăzi au arătat rău. CFR-ul nu știi de unde să-l iei. Pierde acasă cu UTA. Nu mai zic de... FCSB-ul este jos deja. Bun, bate la Șepși. Nici acolo nu cred că a fost o evoluție foarte convingătoare. Dar și-a rezolvat meciul la biface 3 puncte. Gândurile sunt prin alte părți. Și au odihnit și majoritatea titularilor. Corect. Deci au câștigat două. Rapidul este unde este. Farul este unde este, Șepși este unde este. Bun, astea sunt echipele care de obicei erau prin play-off. În schimb, vine și a fost forcing-ul acesta al Universității Cluj și al Oțelului. Oțelul rămâne neînvinsă, dar este o echipă care face multe meciuri de egalitate. Iar Universitatea Cluj face pasul ăsta greșit la Iași, după, să zicem, după ce a încântat în Giulești. La Iași, Universitatea Cluj n-a jucat absolut nimic. Dar eu cred că trebuie să vorbim puțin și despre Iași, pentru că Iașiul, de când a venit Emir Săndoi acolo... Corect. Vorbim despre 7 puncte? Da. Și fără gol primit. Vezi că și la Buzău s-au schimbat lucrurile în bine. Și fără gol, și de Neagoi la fel, da? Și Neagoi la Buzău, așa este. Da, doi antrenori, doi foști colegi de-a mei, dar doi antrenori care lucrează foarte, foarte mult tactic și faza de apărare. Pe Emil îl știam de când era la Lotul de Tineret, el a stat câțiva ani buni acolo. Și nu știu dacă mai țineți minte linia de campionat al Lotului de Tineret, cât a fost el. A avut vreo 20 ceva de meciuri în care a avut decât 3 înfrângeri. Uh-huh. Unul cu Germania, o înfrângere în Anglia în minutul 90, dar în rest Emil a avut și cu foarte puține goluri primite. Și a fost inspirat Cornel și Weitzer, că l-a adus la Iași. Cred că s-a adaptat foarte bine. Păi înaintea lui Emil a mai negociat cu... Da. A negociat și cu alții antrenori. Dar uite că s-a legat când e să fie bine. De asta zic că și Iașu sunt acolo și ei locul 7 și o să fie o echipă greu de bătut, cred eu. Enumerarea ta, Vali, și analiza asta ne poate spune următorul lucru. Te rog. Da. A spus de doi foști colegi. Doar colegi sau și prieteni? Și prieteni. Și prieteni. Poate să ne spună că putem avea un parcurs spectaculos, pentru că cei care sunt jos acum, ai zis FCSB, Rapid și ceilalți, trebuie să lupte ca să urce și cred că poate da duce la un anume echilibru la un moment dat, pentru că echipe la campionat care nu te așteptai CFR, sunt undeva în față și altele la care nu te așteptai să fie atât de jos. Da. Etapa viitoare joacă la Oțelul Craiova. Deci va fi o etapă interesantă, pentru că acolo se va răspunde mai degrabă la întrebarea ta dacă este sau nu în creștere Craiova sau pur și simplu au bătut o echipă care e Slobozia, o echipă slabă. Poate fi în creștere Craiova și dacă faci un egal la Oțelul, dacă mă întreb pe mine, pentru că e foarte greu cu Oțelul. Da, exact. Chiar am văzut comentarii după meciul din Giulești, cred că a și fost un pic de râc acolo, da? Viorel Moldovan cu Șumudică. Deci mă zic că s-a declarat dezgustat de declarațiile președintelui. Mi s-a părut o echipă extrem de solidă, cea a Galațiului, și un Rapid în revenire
care trebuie să se mulțumească cu rezultatul ăsta, după părerea mea, după ce am văzut aseară, după ce am văzut în Giulești. Și adică, Oțelul Galați, bică, scuză-mă, Oțelul Galați e o echipă care joacă, deci nu e echipă joacă, care se închide, da, care exact, se stea. Deci da. Oțelul din primul minut și din declarații, joacă. Exact, am înțeles de la Șumudică foarte bine că știe unde se află cu echipa lui, adică, dom'le, până la urmă e în regulă egalul ăsta. Așa, așa și mi-a părut. Și mi-are o mare problemă acolo. Timpul. Pentru că asta a avut această întrerupere, toată lumea a așteptat această întrerupere ca să regreze niște lucruri. El a avut 8 jucători. 10. La, sau 10. 10. Cu, 10? Cu tineret. Nu știu. Că nu. Rapid se vede care probleme din punct de vedere fizic. Este o echipă, acum își revine. Da. Probabil dar că încă, din iarnă. Din punctul meu de vedere nu sunt nici la 70%. Da, probabil că lotul din este unul se bun. Va putea vedea ce, da, dar ce până în iarnă trebuie să da? Faci, până în iarnă te duci faci puncte. Pentru că exact cum ai spus și tu, meciul cu Galațiu, eu cred că a fost exact da? Un barometru da? Pentru da? A verifica să vadă unde cum sunt din punct de vedere a întâi o echipă bună din punct de vedere fizic. Așa de aceea, da. Cel puțin teoretic o să înceapă să facă puncte, pentru că au cu Botoșani, da. Pe următoare FCSB nu, cu Buzău exact. Și Restanța dacă cu Botoșani. De rapid. Deci cel puțin teoretic. Ei au jucat deja cu cele de sus și acum are meciul mai ușoare, parcă da. Așa. Dar în istoria lui Rapidul și anul trecut, dacă nu mă înșel, da. Cu astea ușoare au avut probleme. Așa CFR-ul cu Iași. Crezi că e ușor la Botoșani? În situația care este Botoșanul pe ultimul loc, astea sunt meciuri foarte grele. Sunt. Cu echipele care sunt acolo jos. Da. După câteva momente de publicitate, stând de vorbă și cu acționarul majoritar al Universității Craiova, domnul Mihai Rotaru, rămâneți cu noi. Ce spune după această confruntare? Bună seara, felicitări pentru victorie, felicitări și pentru golul marcat în final, al 7-lea tău gol, ești golieterul campionatului. Cum te simți după această victorie? Bună seara, mulțumim frumos, aveam nevoie de această victorie. Veneam după 4 meciuri fără victorie. Pot să zic că a fost o gură de aer și trebuie să menținem pe aceeași linie. Următorul meci, vom avea un meci extrem de greu la Galați și sperăm să luăm cele 3 puncte. Urcați pe locul 2 și toată luna asta în care, bineînțeles, nu cred că a fost chiar liniște la voi, pare așa că a fost o perioadă în care s-a exagerat că, uite, sunteți pe locul 2 la 3 puncte de primul loc, așa, dintr-o dată, dintr-un rezultat, e adevărat, v-au ajutat și celelalte rezultate. Asta e problema. Lumea generală trebuie să înțeleagă acest lucru. Suntem pe locul 2, campionatul este foarte lung, nu poți să ai atâta răutate ca suporter dacă iubești această echipă. Trebuie să fim o familie dacă vrem să câștigăm campionatul, începând de la suporteri până la ultimul om din club. Nu ai cum să procedezi așa cu Nicușor Bancu, dar ce să este fotbalul, m-am spus, dar trebuie să fim alături unul de celălalt și vreau să felicit din toată inima peluza noastră, a fost extraordinară și ne-a ajutat foarte mult. Știi că totuși, tu știi poate mai bine decât mulți alții, că aici se încinge mai repede sângele așa și vreau să te întreb, sau mai bine spus, vreau să le transmiți ceva suporterilor care, indiferent de ce spuneți voi la flash-uri sau la declarații sau înainte sau după meciuri, vor titlul, vor să vă bateți la titlu. Trebuie să aibă răbdare. Ce pot să le spun mai mult? Campionatul, v-am spus, este lung. Avem o grămadă de meciuri. Nu știi ce se poate întâmpla până la final. Noi dăm totul la fiecare meci. Vă garantez că nu e unul în vestiar care nu dă totul la fiecare meci și la fiecare antrenament. Urmează, cum ai spus și tu, deplasare la Oțel, unde n-a câștigat nimeni, ba chiar a fost un singur gol marcat și ăla din penalti. Adversar foarte complicat, nu? Da, sperăm să facem un meci bun. Când am mai fost la i-am bătut cu 3-0, vă dați seama că nu va fi același meci. Atunci a fost și un teren foarte, foarte greu. Nu știu cum va fi vremea acolo, dar să mergem încrezători, să dăm totul pe teren. 7 goluri, golgheter, te bați, te gândești la titlul de golgheter? Nu, vreau să fie fiecare meci în parte. Nu vreau să pun mai multă presiune pe mine decât este. Vreau să iau fiecare meci în parte și Dumnezeu mă răsplătește. Și de asta intru cu încredere în teren și îmi doresc să și marchez, dar în primul rând îmi doresc să câștig echipa. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Ba.